își făcau, îți dădeau amenzi, ceva, dar imediat, dintr-o dată, oamenii erau asmuțiți împotriva oamenilor. Așa se întâmplă și la clasă la noi. De asta ajungem să avem astfel de medici, astfel de politicieni și o astfel de societate. Lumea nu pune preț pe calitate. Ăla când se vede profesor, primul lui gând este să facă rău în jurul lui, să facă prăpăd. Și atunci e curățarea aceeași mentalitate. Nu vă trec. Este hashtag nu vă trec. El nu are pretenția să te facă pe tine să progresezi, să devii altcineva, să evoluezi. Nu are mândria asta. Bă, din clasa mea au ajuns toți la Harvard. Da? Nu! Mândria lui este să lase curigenți, să-i termine pe toți, să facă traume în jurul lui, da? Să apese pe butonul nuclear. Cu asta se mândrește el. N-a trecut unul bă la mine. Eu dau cu două cifre. Da? Genul ăsta. Așa sunt convingerile în această țară, unde oamenii sunt înrăiți, sigur, unii împotriva altora. De dimineața până seara, de când se nasc. Și cum a pus unul mâna pe o funcție, cum primul lucru este să-i dea în cap ăluia de lângă el. Da? Parcă am auzit ceva, fetelor. Ăsta era, era semnalul, croșetau. Dar la un moment dat, sigur, se mai aude și acul ăla. Cum se introduce, nu poți să-i spui în gaură, că sună urât. Aia, în orificiu ăla. Sau... Așa, n-avem nici noi atâtea sinonime câte ne-am dorit. Nu suntem cu toții Nicolae Ciucă sau Marcel Ciolacu să învârtim istoria României pe degete. Luăm bobul și ne întoarcem în direct. Am revenit, fraților. Ministrul Mediului ne anunța astăzi că nu vede alte soluții decât să-l împuște pe urs sau să-l eutanasieze, cred că e cam același lucru, dacă acesta se apropie de cetățean. Încă o dată, aici ursul are parte de un alt tratament. Parcă suntem mai vehemenți decât niciodată în această situație, deși cred că ar mai fi și a treia categorie, ursul care a citit Le Parisien. Țineți minte că la un moment dat vă povesteam, în Franța ajunsese tot o astfel de polemică, deși ei au foarte puțini urși, mai mult urși imaginari sau ursuleți aribo găseau ei prin păduri. Când mai venea câte un austriac, câte un săsăloș, mai arunca câte o pungă de aia de ursuleț, mai rătăceau unii prin iarbă și se speriau francezii de ei. Dar un francez călătoreau, se duceau prin România, prin Slovenia, prin Polonia și din când în când mai întâlneau câte un urs. Numai că într-un ziar de-a lor național, anterior fusese un ziar regional, vestitul Le Parisien, se scrisese un articol bine documentat despre întâlnirea omului cu ursul. Ar fi bine ca Le Parisien să apară mai des și în România, că poate drumeții noștri săptămânal l-ar citi. Și acolo se spunea clar, printre altele, am auzit la revista presei la ei povestea asta, că 98% dintre urși, în momentul când se întâlnesc față în față cu omul, nu-l atacă. Și că omul trebuie să stea liniștit, eventual să aibă ziarul în buzunar, și în momentul în care cei 2% dintre urși care n-au citit Le Parisien se îndreaptă spre el, să le arate documentul. Francezii s-au liniștit din momentul respectiv, până când, într-o situație de asta, undeva prin Asia de Sud-Est, un urs de ăsta, să-i spunem tibetan, pe o cărăruie de asta de munte, s-a înfățișat în fața unui mâncător de croasante, mai să-l înșface pe ăla. Ăla n-avea Le Parisien la el, că îl opriseră la vamă. Că astăzi la vamă îți ia și boii de la bicicletă. Îl lăsaseră numai în izmene, numai în curul gol, la granița campuciano-laoțiană, că așa e lume, cu cât ești mai sărac, cu atât purici mai tare la frontieră, și a rămas dezarmat. Ulterior am aflat că sigur a fost mâncat de urs și s-au revoltat ăștia la revista presei zilele următoare în Franța, spunând că, domnule, este inadmisibil ca acest ziar să nu poată călători pentru că dreptul la informație și dă-i langa cu teoriile astea, ar fi trebuit să prevaleze și acolo. Sigur că dacă ăla era un cetățean din Papua Noua Guinee și fusese, să zicem, omorât de un câine în Piața Romană la București, nu la Roma, nu s-ar fi întâmplat nimic. Pentru că ăla aparținea unei țări care nu-și iubește concetățenii și nici nu ia legătura cu ei. Și dacă un român ar fi mâncat, să zicem, de un hipopotam în Zambia, autoritățile române ar fi informate, ar lua act
Și o îngrijorare de asta de mucava ar exista, dar n-ar interesa pe nimeni. Familia s-ar duce cu taromul, fără să primească nici măcar un pahar de apă, da? Până unde merge taromul, să zicem, până la Chișinău, în loc să-l ducă în Zambia. Și de acolo ar trebui să se descurce singur, să-și aducă înapoi cadavru. Dar încă o dată, când vine vorba de câte o țară dintre asta puternică, care măcar la suprafață își apără concetățenii, atunci problemele cresc. Aviz amatorilor și fetelor sub 20 de ani, că se pare că urșii sunt și ei atenți la vârstă, atunci când hălăduiesc pe cărări de munte, da, cum făceau al de Bogza sau Vlahuță pe timpuri. Avem o știre care îl va privi pe urs până în cel mai înalt grad. Oaspeți filmați cu camera ascunsă în timp ce făceau sex sau mai rău, în timp ce se dezbrăcau, pentru că oamenii se și dezbracă atunci când pleacă în vacanță, un fenomen care a invadat industria închirierilor pe termen scurt, asta e la modă acum, călătorești cu niște companii de 2 bani, dacă mai pleci vreodată cu ele, pentru că ești econom sau n-ai reușit în viață și atunci nu-ți permiți, te duci în locații de 2 bani, tot așa pentru că ești un sărântoc sau pentru că nevasta e zgârcită sau pentru că vrei să ții bani pentru înmormântarea părinților și ajungi în astfel de locuri, așa se întâmplă cu 98% din planetă. Noi de la această emisiune, de la acest pupitru, vă tot sfătuim. Nu vă mai duceți, bă, nătărăilor dacă nu știți să călătoriți. Călătoriți cu Jules Verne sau cu Alexandre Dumas și în curând cu Mircea Joană. Nu mai plecați doar ca să plecați, că astea nu sunt vacanțe. Și se duceau tinerii noștri câte un Airbnb de ăsta la 4 euro pe lună și erau numai camere, cică. Ei n-ajungeau bine în cămăruța aia și să și dezbrăcau. Bă, bă, de asta te duci, bă, în concediu, firea al dracului, să te dezbraci. Noi credeam că stați ca pe vremea lui Ceaușescu, bă. Că noi, pe vremea lui Neanicu, da, stăteam cu șuba pe noi când ne duceam undeva ca să mai acumulăm niște căldură. În ziua de astăzi, tinerelul, da, care are 2 poli în buzunar, călătorește în destinația asta de nici nu-ți vine să le pomenești la televizor, se duce prin Albania pe undeva, mă, cum a ajuns în boșdeuca aia fără geamuri, primul lucru, el să rămână numai în chiloți. Nu faceți așa, bă, tată, stați îmbrăcați să vedem ce filmează ăia. Te duci în Albania să faci sex. Păi și nu poți să faci sex la tine în Zalău sau de unde ești tot anul. Îți trebuie fix în vacanța în Albania, ca să nu mai pomenim tot de Grecia, că ne-am săturat. Și că acum vezi care sunt noile destinații la modă. Vezi cine a înlocuit Grecia. Bă, și stai să te gândești, bă, tată, cine știi ce-o fi? Poate-i Columbia, poate-i Ecuadorul, poate-i Paraguaiul. Și când dai, vezi Albania. Ok. Tu te duci, deci, cu 2 lei în buzunar și te lauzi după aia că ai văzut niște dărâmături pe acolo, ieftine, sigur, dacă aveai 2 lei, sigur că erau ieftine, ai stat într-o căsuță de aia și ai făcut sex. Ok, ce se întâmplă? Când te-ai întors acasă la Zalău sau de unde erai tu, de la Cucu Măcăii, apar pe internet că tu ești sensibil la astea. Tu nu te duci în vacanță ca să vezi Albania, tu te duci în vacanță ca să stai pe telefon. Stai cu ochii în telefon și treci Albania pe lângă tine. Și automat, la un moment dat, te vezi pe telefonul ăla. Cu Bogdanul tău, cu cine ai ajuns acolo, da? Cu Bogdanel. Și ăla dezbrăcat. Și vezi poze, auleu, și că le-a stricat vacanța copiilor. S-au revoltat și părinții, care, în primul rând, nu știau unde au plecat copiii în vacanță. Da? O să-i bată cu